Farmaciile sunt atenționate de Direcția de Sănătate Publică Suceava asupra faptului că produsele Super Slim trebuie eliberate numai pe baza rețetelor prescrise în regim special de medicul de profil. Această măsură a fost luată după ce s-a depistat că respectivele capsule conțin amfetamină. Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Direcției de Sănătate Publică a luat la puricat farmaciile din județ pentru depistarea unităților ce comercializează controversatul medicament de slăbit. S-a depistat că în compoziția medicamentului este și o substanță numită sibutramină, derivat al amfetaminei. Se pare că există 3 loturi cu acest produs chinezesc importate de 2 firme din Timiș. Se va verifica în primul rând câte cutii cu astfel de medicamente au ajuns la consumatori, dar și câte mai există în stocurile din unitățile farmaceutice. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică fac un apel la acele persoane care au consumat deja produsul de slăbit Super Slim să se prezinte la medic pentru eventuală schemă de tratament, dar și pentru contraindicații. Amfetaminele sunt droguri ce măresc viteza de reacție a corpului, fac inima să lucreze într-un ritm mai alert și pompează adrenalină în corp.